numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tu. Amin. Pacea să fie cu voi. Preșnicite în cele voastre, dragi părinți, dragi persoane consacrate, dragi virgi, tineri și tinere, dragi credincioși, astăzi ieșim în întâmpinare lui Iisus, care vine la noi. Cum odinioară i-au ieșit cei care l-au primit în Ierusalim. Este același Iisus. Noi trebuie să fim cei care cu adevărat îl întâlnim, îl urmăm și îl iubim. Fraților prea iubiți, spunem bun venit la această celebrare de întâlnire cu Iisus. În timpul postului mare de 40 de zile, ne-am pregătit inimile prin pocăință și fapte de iubire. Iar acum ne-am adunat să începem împreună cu întreaga biserică celebrarea Misterului Pascal, al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mister pentru umplirea căruia El a intrat în cetatea sa, Ierusalim. Celebrând așadar cu toată credința și evlavia intrarea mântuitoare a lui Iisus, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru ca, împărtășindu-ne prin har de crucea Lui, să avem parte de înviere și de viață. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea Ta aceste ramuri, pentru ca noi, care îl urmăm cu bucurie pe Regele Hristos, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic prin El, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Și cu tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, pe muntele măslinilor, Iisus a trimis doi discipoli spunându-le:
Mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgăriță legată și cu ea un mânz. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând. Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: Spuneți fiicei Sionului, iată, regele tău vine la tine blând, așezat pe o măgăriță și pe un mânz, puiul unui animal de povară. Discipolii s-au dus și au făcut după cum le-a poruncit Iisus. Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el s-a așezat deasupra. Atunci mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor! Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: Cine este acesta? Iar mulțimile spuneau: Acesta este profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Cu Domnului! Fraților prea iubiți, asemenea mulțimilor care l-au aclamat pe Iisus, să pornim și noi în pace, să mergem în pace.
ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilință în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om și a îndurat moartea pe cruce. Dă-ne harul să învățăm a-L urma în răbdare și astfel să ne învrednicim a fi părtași de învierea Sa, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul mi-a dat o inimă înțeleaptă, ca să știu să vorbesc celor deznădăjduiți. În fiecare dimineață El mă trezește. De dimineață mă trezește ca să ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiți, și fața nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor. De aceea nu m-au doborât ocările. De aceea le-am oferit o față ca de cremene și știu că nu voi rămâne de rușine. Cuvântul Domnului. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și dau din cap. S-au încrezut în Domnul să-L mântuiască, să-L libereze dacă îl iubește. Iată-mă înconjoară câinii, o bandă de răufăcători mă împresoară. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Își împart între ei hainele mele și au aruncat sorții pentru tunica mea. Dar Tu, Doamne, nu sta deoparte, tăria mea grăbește-Te să mă ajuți. Voi vesti numele Tău fraților mei, în mijlocul adunării Te voi lăuda. Cei care vă temeți de Domnul, lăudați-L, toată seminția lui Iacob preamăriviți-L.
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, Iisus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. În acel patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, unul dintre cei 12, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei și le-a zis: ce vreți să-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră? Ei au numărat 30 de arginți și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a azimelor, au venit discipolii la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a spus: mergeți în cetate la cutare și spuneți: învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine voi face Paștele cu discipolii mei. Discipolii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Când s-a înserat, stătea la masă împreună cu cei 12 și în timp ce mâncau, au zis: adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda. Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? El a răspuns: cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. Căci Fiul omului merge după cum a fost scris despre el. Dar vai omului aceluia prin care Fiul omului este trădat. Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat: nu cumva sunt eu, Rabbi? El i-a răspuns: tu ai zis. Și în timp ce mâncau, Iisus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o discipolilor și le-a spus: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând potirul, după ce a mulțumit, le-a dat lor spunând: beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu al alianței care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și după ce au cântat imnul, au plecat spre muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a spus: voi toți vă veți scandaliza din cauza mea în noaptea aceasta, căci este scris: voi bate păstorul și oile din turmă se vor risipi. Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea. Atunci Petru, luând cuvântul, i-a zis: chiar dacă toți se vor scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată. Iisus i-a zis: adevăr îți spun,
chiar în noaptea aceasta, înainte de a fi cântat cocoșul, de 3 ori mă vei renega. Petru i-a zis, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega. Și toți discipolii spuneau la fel. Atunci Iisus a venit împreună cu ei, într-un loc numit Ghetsemani, și le-a spus discipolilor, stați aici până când mă voi duce acolo să mă rog. Și luând cu sine pe Petru și pe cei 2 fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se tulbura. Atunci le-a spus, sufletul meu este trist de moarte, rămâneți aici și vegheați cu mine. Și mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ, spunând, Tată, dacă este posibil să treacă de la mine potirul acesta, dar nu cumva, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la discipol și a găsit dormind. Atunci a zis lui Petru, așa, n-ați putut veghea cu mine nici măcar un ceas. Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este plin de avânt, dar trupul este slab. Iarăși, pentru a doua oară, a plecat și s-a rugat spunând, Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără să-l beau, să se facă voința ta. Venind, i-a găsit din nou dormind, căci ochii le erau îngreuiați de somn. Lăsându-i, a plecat din nou și s-a rugat pentru a treia oară, spunând iarăși aceleași cuvinte. Atunci a venit la discipol și le-a spus, dormiți mai departe și odihniți-vă. Iată, a venit ceasul și Fiul omului este dat pe mâna păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă trădează este aproape. Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el, o mulțime mare, cu săbii și ciomege, din partea arhiereilor și a bătrânilor poporului, iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând, cel pe care îl voi săruta, acela este, prindeți-l. S-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis, bucură-te, rabi! Și l-a sărutat. Dar Iisus i-a spus, prietene, pentru aceasta ai venit. Atunci, apropiindu-se, au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul dintre cei care erau cu Iisus, întinzându-și mâna, a scos sabia, l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune sabia ta la locul ei, căci toți cei care pun mâna pe sabie, de sabie vor pieri. Sau crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl meu și mi-ar pune la îndată la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri? Parcum s-ar mai împlini scripturile, că așa trebuie să fie. În ceasul acela, Iisus a spus mulțimilor, a cășit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. Zi de zi stăteam în templu, învățând și nu m-ați arestat. Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească scripturile profeților. Atunci, toți discipolii, părăsindu-l, au fugit. Cei care l-au arestat pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde se adunaseră cărturarii și bătrânii. Iar Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot și, intrând, s-a așezat printre servitori ca să vadă sfârșitul. Arhiereii și tot sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Iisus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși. În cele din urmă au venit 2 și au zis, acesta a spus, pot să distrug templul lui Dumnezeu și în 3 zile să-l reconstruiesc. Ridicându-se, marele preot i-a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Iisus tăcea. Atunci marele preot i-a zis, te conjur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai zis, dar vă spun, de acum îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus, a rostit o blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori? Iată,
acum ați auzit blasfemia. Cum vi se pare? I-au răspuns. Atunci l-au scuipat în față și l-au lovit cu pumnii, alții l-au pălmuit spunând: Profețește-ne, Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Iar Petru ședea afară în curte. S-a apropiat de el o servitoare și i-a zis: Și tu erai cu Iisus Galileanul? Dar el a negat înaintea tuturor, spunând: Nu știu ce vorbești. În timp ce se îndrepta spre poartă, l-a văzut o alta și a zis celor de acolo: Acesta era cu Iisus Nazarineanul. Dar el a negat din nou cu jurământ: Nu-l cunosc pe omul acela. Puțin după aceea s-au apropiat cei care erau acolo și i-au zis lui Petru: Într-adevăr, și tu ești dintre ei, pentru că și accentul tău te trădează. Atunci a început să se blesteme și să jure: Nu-l cunosc pe omul acela. Și îndată a cântat cocoșul. Atunci și-a amintit Petru de cuvântul lui Iisus care îi spusese: Înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori mă vei renega. Și ieșind afară, a plâns amar. Iar când s-a făcut dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut consiliu împotriva lui Iisus ca să-l condamne la moarte. Și legându-l, l-au dus și l-au predat lui Pilat, guvernatorul. Atunci Iuda, cel care l-a trădat, văzând că el fusese condamnat, cuprins de remușcare, a dus înapoi arhiereilor și bătrânilor cele 30 de monede de argint, spunând: Am păcătuit vânzând sânge nevinovat. Dar ei au zis: Ce ne privește, tu vei vedea. Și aruncând banii în templu, a plecat și s-a dus să se spânzure. Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu este permis să-i punem în tezaur, căci sunt prețul sângelui. Și după ce au ținut consiliu, au cumpărat cu ei ogorul olarului pentru îngroparea străinilor. De aceea se numește ogorul acela până astăzi ogorul sângelui. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremia profetul, care zice: Și au primit 30 de arginți, prețul celui vândut, care a fost stabilit de fiii lui Israel, și i-au dat pe ogorul olarului, așa cum îi poruncise Domnul. Iisus stătea înaintea guvernatorului, iar guvernatorul l-a întrebat: Tu ești regele iudeilor? Iisus a răspuns: Tu o spui. Și în timp ce era acuzat de arhierei și de bătrâni, nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar nu a răspuns nici măcar un cuvânt, încât guvernatorul era foarte mirat. La fiecare sărbătoare, guvernatorul obișnuia să-i libereze un deținut pentru popor, pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un deținut vestit numit Baraba, deși când s-au adunat, Pilat le-a zis: Pe cine vreți să vi le liberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Cât știa că din invidie îl dăduseră pe mâna lui. Și în timp ce ședea la judecată, soția lui i-a trimis vorbă: Nimic să nu faci dreptului aceluia, căci mult am suferit azi în vis din cauza lui. Dar arhiereii și bătrânii au convins mulțimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l trimită la moarte. Luând cuvântul, guvernatorul le-a zis: Pe care dintre cei doi vreți să vi le liberez? I-au răspuns: Pilat le-a zis: Așadar, ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Au zis toți: El le-a spus: Dar ce rău a făcut? Ei însă strigau și mai tare: Să fie răstignit! Văzând Pilat că nu folosește la nimic, dimpotrivă, agitația devenea tot mai puternică, a luat apă și s-a spălat pe mâini înaintea poporului, spunând: Eu sunt nevinovat de sângele acestui drept. Voi veți vedea. Tot poporul a răspuns: Atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce l-a biciuit, l-a dat ca să fie răstignit. Atunci soldații procuratorului l-au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată cohorta și, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie purpurie. Împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă o trestie și, îngenunchind, își băteau joc de el, spunând: Bucură-te, rege al iudeilor! Apoi, scuipându-l, îi luau trestia și îl loveau peste cap.
După ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie și l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus ca să-l răstignească. În timp ce ieșeau, au găsit un om din Cirene cu numele de Simon. Pe acesta l-au constrâns să-i ducă crucea. Ajungând la locul numit Golgota, care însemna locul craniului, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar el gustând, n-a voit să bea. După ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând zarurile, apoi s-au așezat și au rămas acolo să-l păzească. Au pus deasupra capului său cauza condamnării scrisă astfel: Acesta este Iisus, regele iudeilor. Atunci au răstignit împreună cu el doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Iar cei care treceau rosteau blasfemii împotriva lui, clătinând din cap și spunând: Tu, care dărâm templul și îl construiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. La fel și arhierei îl luau în râs împreună cu cărturarii și cu bătrânii și spuneau: Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva. Dacă este regele Israelului, să coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să le libereze acum, dacă îl dorește, pentru că spunea: Sunt Fiul lui Dumnezeu. Chiar și tâlharii răstigniți împreună cu el îl insultau în același fel. De la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas puternic: Eli, Eli, lema sabachthani, care înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei care erau de față spuneau: Acesta îl cheamă pe Ilie. Și îndată unul dintre ei a alergat și, luând un burete, l-a înmuiat în oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Iar ceilalți spuneau: Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l salveze. Dar Iisus, strigând din nou cu glas puternic, și-a dat sufletul. Și iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților morți au înviat și, ieșind din morminte după învierea lui, au venit în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Atunci centurionul și cei care împreună cu el îl păzeau pe Iisus, văzând cutremurul și cele întâmplate, au fost cuprinși de o mare spaimă și au spus: Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Erau acolo și multe femei care priveau de departe. Unele dintre ele îl urmaseră pe Iisus din Galileea, slujindu-i. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, și mama fiilor lui Zebedeu. Când s-a făcut seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el discipol al lui Iisus. Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i fie dat. Iosif a luat trupul lui Iisus, l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus în mormântul său nou, pe care îl săpase în stâncă. După ce a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului, a plecat. Iar Maria Magdalena și celelalte Marii ședeau acolo, înaintea mormântului. În ziua următoare, cea care este după ziua pregătirii, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat și i-au spus: Domnia ta, ne-am amintit că acel înșelător a spus pe când încă mai trăia încă: După trei zile voi învia. Poruncește, deci, să fie păzit mormântul până în ziua a treia, ca nu cumva să vină discipolii lui să-l fure și apoi să spună poporului: A înviat din morți. Iar înșelătoria aceasta de pe urmă ar fi mai rea decât prima.
Pilat le-a zis: Aveți garda, mergeți și păziți cum știți. Ei s-au dus și, sigilând piatra, au păzit mormântul cu garda. Cuvântul Domnului. Preasfințite Seniore, Sfințirii voastre părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, seminariști, domnule primar, stimate autorități, dragi tineri și tinere, cu această sfântă liturghie la care am proclamat patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei, începe cea mai sfântă săptămână, săptămâna iubirii lui Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Cel care a voit să se facă asemenea oamenilor, umilindu-se până la moarte și încă moartea pe cruce, pentru a-i împăca cu Tatăl și pentru a-i face vrednici cu El de înviere și înălțare pe toți. Am ascultat cu emoție declarația Sfântului Apostol Paul din scrisoarea către credincioșii din Filipi, prin care ne revelează acest măreț adevăr. Această alegere a Fiului Dumnezeu de a se oferi pentru oameni, de a lua asupra sa firea lor, lucru pentru care Dumnezeu l-a înălțat, dăruindu-i nume, care este mai presus de orice nume, în fața căruia trebuie să se plece toată făptura din cer, de pe pământ și din adâncuri, ca toți să recunoască în final că El este Hristos Domn. În fața istorisirii suferințelor și pătimirii Domnului, prezentată astăzi și în lectura din Vechiul Testament, și de Evanghelistul Matei, și de Apostolul Paul, nu ne rămâne altceva decât să tăcem, să contemplăm și să admirăm ceea ce a ales Iisus să facă pentru oameni, cât i-a iubit și, în schimb, cât de mult l-au întristat, l-au părăsit, ba chiar l-au dat la moarte. Am rememorat la începutul Sfintei Liturghii un moment care ne impresionează și ne cheamă la o reflecție specială. Iisus, care s-a opus întotdeauna oricărei manifestări politice și care s-a ferit de poporul care vrea să-l facă rege, când i-a sosit ceasul pregătit de Tatăl de a fi dus la moarte, a acceptat să fie aclamat în mod public ca Mesia, răscumpărătorul, regele și învingătorul. Intră triumfător în orașul care îl va condamna și răstigni. Acceptă să fie însoțit de laude spre cenacul, locul cinei de taină. Primește să fie vândut în grădina Ghetsemane și condamnat în curtea lui Pilat. Iar la urmă îmbrățișează tronul biruinței, crucea. Iisus își poartă singur crucea până pe Calvar și se lasă pironit pe ea, pentru a fi ridicat de la pământ, ca de la înălțimea crucii să îmbrățișeze întreaga omenire pe care o iubește și o iartă. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și înainte de a muri a strigat cu glas puternic: Tată, în mâinile tale îmi credințez sufletul meu, s-a săvârșit. Numai o iubire infinită poate explica gestul și chinurile la care este supus Iisus. El a acceptat toate acestea ca să se împlinească Scripturile și astfel oamenii să cunoască cât de mult i-a iubit Dumnezeu și cu ce preț a realizat împăcarea și fericirea lor. Cei care i-au stat alături, începând de la intrarea solemnă în Ierusalim și care l-au urmat pe calea crucii până pe Calvar, cei care nu s-au alăturat cu răufăcătorii, dar au fost cu El până la ultima clipă, aceștia au înțeles gestul Său, iubirea și dăruirea Sa. Ei s-au bucurat de triumful Său, s-au umplut de lumină adevărată și de bucurie. Printre ei era și Maria, mama îndurerată,
dar plină de curaj. Erau femeile sfinte care plângeau. Era Simon din Cinere, Cirene, dar și un tânăr pe care Iisus l-a iubit mult, Ioan cel curat și înțelept, care ne-a transmis Evanghelia iubirii. Dragi tineri și dragi ascultători, astăzi ne aflăm printre cei care au ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Am voit și voim să-L întâlnim parcurgând drumul nostru spre Ierusalim, spre Cel care nu încetează să străbată căile lumii și să reia drumul jertfei și al crucii din iubire. Astăzi, purtându-și crucea grea, se uită printre oameni și ne întâlnește. Asta ne vede cu ramuri în mâini, ne arată chipul său și ne împarte iubirea sa. Tânărul Ioan, martorul la aceste momente din istoria pătimirii lui Iisus, evanghelistul de mai târziu, apostolul iubirii, a rămas cucerit de gestul și de cuvintele sale și plin de bucuria credinței încercate, precum și lumina învierii, declară: ceea ce era la început, ceea ce am văzut, ceea ce am văzut cu ochii noștri și am privit și mâinile noastre au pripuit cu privirea la cuvântul vieții, căci viața s-a arătat. Noi am văzut și dăm mărturie și vă vestim viața cea veșnică care are la Tatăl și ni s-a arătat. Astăzi, în zilele care vor urma, Iisus ni se face cunoscut, ne revelează iubirea sa, ne arată drumul său, drumul victoriei și al fericirii. Astăzi, auzind toate aceste lucruri, le primim ca cea mai profundă lecție de iubire, iar iubirea singură asigură bucuria inimii. Dragi tineri, dragi credincioși, dragi ascultători pe undele internetului, în special dragi tineri, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, încă din anul 1984, a voit ca Ziua Mondială a Tineretului la nivel local să se celebreze tocmai în această zi de flori a primirii lui Iisus în Ierusalim, chiar la începutul drumului iubirii sale, calea Calvarului, calea spre înviere. Într-o sintonie de gânduri, actualul Papa Francisc, preluând aceeași dragoste față de tineri, de la venerabilul său predecesor și ducând-o mai departe, anul acesta se îndreaptă spre voi, dragi tineri, cu o reînnoită grijă, împărtășindu-vă un mare dar și o invitație specială la bucurie, la mărturie, pe care voi, la rândul vostru, trebuie să o împărțiți altora. În mesajul său din 27 martie 2017, Sfântul Părinte ne propune tuturor, dar mai ales vă propune vouă, tinerilor, să vă înșusiți o profundă bucurie ca rezultat al întâlnirii cu Iisus într-o inimă creată special pentru a fi lăcaș de iubire. Să o păstrați vie în voi, pentru ca apoi să fiți capabili de a fi misionari ai iubirii, ai bucuriei, înaintea tuturor. Mă asociez salutului și chemării Sfântului Părinte Papa Francisc din mesajul său pentru Ziua Mondială a Tineretului și vă spun și eu din inimă, împreună cu toți cei care ne înconjoară, să porniți plin de curaj spre următoarea etapă a întâlnirii voastre din Panama și admirând planul pe care l-a stabilit de a celebra un sinod special dedicat vouă în octombrie 2018, să înaintați cu multă bucurie spre acest loc și spre acest mare dar pentru voi. Iată ce spune Sfântul Părinte Papa în mesajul său. Dragi tineri, la sfârșitul Zilei Mondiale a Tineretului de la Cracovia, am indicat următoarea țintă a perelnajului nostru cu ajutorul Dumnezeu, care ne va duce în Panama în anul 2019. Ne va însoți pe acest drum Fecioara Maria,
cea pe care toate generațiile o numesc fericită. Noua etapă a itinerarului nostru se leagă de cea precedentă, care era centrată pe fericire, dar ne determină să mergem înainte. De fapt, îmi stă la inimă ca voi, tineri, să puteți merge nu numai comemorând trecutul, ci având și curaj în prezent și speranță în viitor. Aceste atitudini mereu vii în tânăra femeie din Nazaret sunt exprimate clar în temele alese pentru următoarele 3 zile mondiale a tineretului. În 2017, anul acesta, reflectăm despre credința Mariei când în Magnificat a spus: mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic. Anul viitor, tema va fi: nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Ne va face să medităm asupra carității sale, care Fecioara a primit vestea Îngerului. Iar Ziua Mondială a Tineretului va fi inspirată din cuvintele: iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Prin sinodul cu tema tinerii, credința și discernământul vocațional, Biserica va avea marea oportunitate de a cunoaște mai bine rolul vostru în viața lumii și a Bisericii. Anunțând acest eveniment mondial, Sfântul Părinte a voit să arate încă o dată cât de mult prețuiește pe tinerii lumii și cât de mult vrea să investească în ei. Iar pentru a fi sigur că tinerii cu adevărat vor putea să înțeleagă și să beneficieze de această nobilă vocație și încredere a Bisericii, îi așează pe tinerii lumii sub ocrotirea aceia care a stat mereu alături de Hristos pe drumul iubirii și al dăruirii sale. Dragi prieteni, aș vrea să vă îndemn să fiți misionare faptelor minunate pe care le-a făcut și le face Dumnezeu cu poporul, așa cum a știut să cânte Maria tânără, curată și plină de credință, în lucrările lui Dumnezeu prin ea și ai bucurie adevărat. Nu putem fi fericiți dacă ceilalți nu sunt fericiți. Bucuria trebuie să fie împărtășită. Mergeți și vestiți tuturor celorlalți tineri bucuria voastră, căci ați găsit acea comoară prețioasă care este însuși Iisus. Nu putem ține pentru noi bucuria credinței. Pentru că ea să poată rămâne în noi, trebuie să o transmitem. Sfântul Ioan, cel tânăr și plin de iubire, afirma: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți comuniune cu noi. Vă scriem acestea pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vă revine mai ales vouă, dragi tineri, discipule lui Hristos, să arătați lumii că mereu credința aduce fericire și o bucurie adevărată, deplină și durabilă. Și dacă modul de a trăi al creștinilor pare uneori obosit și plictisit, mărturisiți voi cei din tâi fața bucuroasă și fericită a credinței. Evanghelia este vestea bună, că Dumnezeu ne iubește și că fiecare dintre noi este important pentru El. Arătați lumii că este chiar așa. Mă bucur să închei aceste câteva cuvinte cu un exemplu pe care mi l-a transmis Marele Papă Benedict al XVI-lea, care vrea să ne vorbească despre misterul pe care noi l-am celebrat și îl celebrăm în aceste zile. Și anume, scriitorul rus Lev Tolstoi prezintă într-o scurtă istorioară că un suveran sever le-a cerut înțelepților și preoților să îl prezinte pe Dumnezeu ca să-l poată vedea. Înțelepții și preoții n-au reușit să răspundă la această dorință a suveranului. Doar un simplu păstor care se întorcea de la câmp s-a oferit să o facă el, în locul preoților și al înțelepților. Regele înțelesese de la acest om simplu că pe pământ, cu ochii săi, nu-l poate vedea pe Dumnezeul cel veșnic, dar măcar voia să știe ce a făcut și ce face Dumnezeu.
Pentru a răspunde la această întrebare, păstorul i-a spus suveranului: Maestate, trebuie să ne schimbăm hainele. Curios și cu rezerve, suveranul acceptă. Îi oferi sărmanului păstor hainele sale și el se îmbrăcă cu cele ale săracului păstor. Apoi i-a spus suveranului: Maestate, acest lucru l-a făcut și îl face Dumnezeu pentru noi. Acest lucru l-am înțeles și îl înțelegem în toată această săptămână, cum Dumnezeu adevărat lasă splendoarea sa divină, depune hainele veșnice, așa cum ne spune Apostolul Paul în scrisoarea către Filipeni, el fiind Dumnezeu s-a despuiat de sine lui în firea sclavului și devine asemenea oamenilor. Se umilește pe sine făcându-se ascultător până la moarte și până la moarte pe cruci. Sfințite, Seniore, Sfințiile voastre, stimate autorități, dragi iubiți credincioși, dragi tineri și tinere, în lumina acestui adevăr, că Dumnezeu se face om, îmbracă firea noastră omenească, găsim toată cheia iubirii noastre. El atât de mult ne-a iubit, încât Fiul Său ne l-a dat. Atât de mult ne-a prețuit și ne prețuiește, încât rămâne cu noi. El ia asupra sa crucea, pentru ca noi să ne putem bucura cu El de înviere. Dragi tineri, purtați în lume acest mesaj, purtați această veste bună, arătați-o prin viața și faptele voastre. Dumnezeu are nevoie de voi, are nevoie de noi. Dumnezeu atât de mult ne-a iubit, încât nu ne părăsește, rămâne cu noi și ne cheamă la o iubire adevărată. Vă însoțim cu rugăciunile noastre, dragi tineri și tinere, să purtați în lume acest mesaj, pentru ca lumea să fie mai bună, pentru ca oamenii să se iubească mai mult, pentru ca între toți să fie armonie și pace. Așa să fie. Amin. Și acum, fraților preiubiți, lumina acestor texte și acestei sărbători, vrem și noi să ne mărturisim împreună credința noastră, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a făcut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcene, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților
și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preaiubiți, Iisus Hristos a fost supus voinței Tatălui Ceresc până la moarte, până la moartea pe cruce. Astăzi, când celebrăm și Ziua Mondială a Tineretului, ne rugăm pentru ca generația tânără să fie docilă în fața voinței Tatălui Ceresc, spunând împreună, Părinte Ceresc, ascultă-ne! Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru biserică. Binevoiește, Doamne, a umple cu Duhul Tău cel Sfânt pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, pe episcopii și preoții noștri, pentru a putea sluji cu atenție la semnele timpului poporului încredințat spre păstorire. Noi te rugăm! Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru cei care au dificultăți în trăirea credinței, să găsească în comunitatea credincioșilor o mărturisire vie și motivantă. Noi te rugăm! Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru toți cei însetați de fericire adevărată. Hristos să fie mereu în centrul proiectelor și preocupărilor personale. Noi te rugăm! Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru tinerii care se implică în mod activ în biserică și în societate, să se dăruiască în întregime lui Hristos, care le încredințează o misiune și să-i răspundă cu generozitate. Noi te rugăm! Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru tinerii dezorientați și descurajați, să găsească în Hristos un prieten fidel, plin de iubire, care nu trădează și nu părăsește pe nimeni și care poate risipi întunericul vieții lor. Noi te rugăm! Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru toți tinerii. Ajută-i, Doamne, să folosească optimismul, creativitatea, bucuria și curajul pentru a păși împotriva curentului, rămânând alături de Tine. Noi te rugăm! Părinte Ceresc, ascultă! Ne rugăm și pentru tinerii răposați, pentru ca să aibă parte de o tinerețe veșnic fericită în ceruri. Noi te rugăm! Părinte Ceresc, pleacă-ți privirea, Preabunule Tată, asupra familiei Tale, pentru care Fiul Tău a îndurat moartea pe cruci. Dăruiește-ne harul ca darul răscumpărării să aducă rod în viața noastră, Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Oh!
primesc o mângâiere. Rugați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Pătimirea Fiului Tău născut să apropie, Doamne, împăcarea Ta cu noi, deși nu suntem vrednici de ea prin faptele noastre, să ne întâmpine îndurarea Ta în puterea acestei jertfe unice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ce, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic vești Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El fiind nevinovat, a binevoit să sufere pentru noi toți cei vinovați și să fie osândit pe nedrept pentru cei răufăcători. Moartea lui a spălat greșelile noastre,
iar învierea Lui ne-a dobândit viața nouă de sfințenie. Pe El laudă cerul și pământul, îngerii și arhanghelii și îl vestesc zicând fără încetare. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, că ele se devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bunăvoie spre plătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. În Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer,
sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de ce. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești, domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne!
Să ne rugăm. Întăriți cu hrana Sfintei Împărtășanii, te rugăm, Doamne, ca după cum prin moartea Fiului Tău ne-ai dat speranța bunurilor în care credem, tot astfel prin învierea Lui să ne dai carul să ajungem în împărăția spre care ne îndreptăm prin Hristos Domnul nostru. Vă invit să luați loc pentru câteva anunțuri. Luni, marți și miercuri, începând cu ora 17:30, mai mulți preoți vom fi la dispoziție pentru spovezi. În special, voi, dragi tineri, sunteți așteptați în aceste 3 zile, înainte de a intra în vacanță. Vineri și sâmbătă vor fi preoți la dispoziție pentru spovezi toată ziua. De asemenea, începând de marți, vom amenaja încă 2 mici confesionale în capela Durcovici și capela de adorație pentru a avea acces la spovadă. Un anunț special pentru tineri, marți 11 aprilie la ora 20, tinerii vor parcurge stațiunile Căii Sfintei Cruci pe dealul Cetățuia. La ora 19:30, de la catedrală, vor pleca mijloace de transport speciale pentru acest eveniment. Vă invit să luați parte la acest eveniment din cadrul postului mare, de acum tradițional. Programul liturghiilor în perioada următoare. Joia Sfântă, la ora 10:30, liturghia Crismei cu toți preoții din dieceză în jurul păstorului diecezei. La ora 18:30, liturghia Cinei Domnului. Vinerea Sfântă, la ora 18:30, celebrarea Pătimirii Domnului. Liturghia din noaptea de Paști va fi celebrată la ora 22, ora 10 noaptea. În ziua de Paști, programul este ca în fiecare duminică. Luni, a doua zi de Paști, program de duminică. Marți, a treia zi de Paști, 3 sfinte liturghii, 8:11 și 18:30. Joi seara, după liturghia Cinei Domnului, vor fi momente de adorație după următorul program. De la 8 la 9, toți credincioșii. De la 9 la 10, tinerii. De la 10 la 11, persoanele consacrate din Iași. De la 11 la 12, preoții din episcopie. Vineri este zi de post și abstinență. Colecta de vineri este pentru Țara Sfântă, iar cea din noaptea și ziua de Paști este pentru seminar. La Triduumul Pascal, adică joi, vineri și sâmbătă noaptea, nu ar trebui să lipsească nimeni. Vă invităm cu căldură să vă spovediți pentru a fi o sărbătoare sufletească autentică. Dragi frați și surori, am început săptămâna sfântă cu privirea îndreptată spre Iisus, Cel care se dezbracă de glorie pentru a fi cu noi, cei de pe pământ. Să-L însoțim. El s-a făcut asemenea nouă pentru ca și noi să ne facem asemenea Lui. Ne bucurăm că am fost împreună aici, cu toată comunitatea noastră din Iași, din toate celelalte parochii. E sigur că întreaga comunitate a diecezei și din lume, cu toți creștinii, din răsărit și din apus, catolici, ortodoxi, protestanți, toți împreună, răbrând același mister, vă mulțumim că ați luat parte și veți lua parte. Sigur că demnitatea noastră de creștini ne obligă, ne onorează. Ne cere să fim și noi la înălțimea aceștei iubiri pe care Dumnezeu ne-a arătat. Mulțumim tuturor preoților din episcopie, unde cu preasfințitul, părintele rector, cu toți seminariștii, toți parochii din oraș, aici din împrejurim. Mulțumim seminariștilor și sigur că corului, dar mai ales tinerilor care au binevoit să dea mărturie despre Hristos în această zi. El să fie bucuria voastră, dragi tineri. Și noi vă spunem de pe acum, la marile evenimente, drum bun pentru a-L întâlni pe Iisus.
și arăta iubirea voastră. Mulțumim și domnului primar că s-a asociat cu noi la sărbătoarea noastră, ieri fiind comunitatea ortodoxă cu noi. Vă mulțumim tuturor și acum implorăm binecuvântare cu care ne întoarcem acasă ca să nu uităm că a început săptămâna sfântă. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Privește, te rugăm, Doamne, la această familia Ta, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a dat fără șovăire mâinile celor nelegiuiți și a îndurat chinul crucii, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.